Mă duce-mă de acolo, mă, din bucata mea de pâine. Am crescut un porc și un câine. Hai, mă, să crești mare, mă, să-mi spargi buzunarul de bani, mă. Pis, 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 pis. Mășera! Dacă îți trag o bâtă în cămașă și speria, ce Dumnezeu vrei? Ale tale sunt oile astea. Care oi, domne, că-s porci? Păi acum sunt porci, că ai tuns lâna de pe ele, a? Dar înainte cu lână erau oi, nu? Domne dragă, ăsta porc a fost toată viața lui, mă? Jur. Și eu la fel. Și eu la fel jur că dacă nu spui unde e lâna de pe ele, te-ai luat, te-a luat mama dracu, zi unde e lâna. Păi da, domne dragă, porcii nu fac lână, domne. Păi cum să facă porcul lână? Păi normal, că nu normal face că nu face. Ouă face? Domne, simt. Lapte, lapte, face lapte. Cum să facă, domne, porcul? Nu face nici ouă, nici lână, nici lapte. Cum să atunci facă? Ce dracul mai ții, bă, după tine? Hă? Îl pui la căruță, ce faci cu el? Domne, nu, dumneata, ori ești prost, ori ești garcea. Deci m-ai recunoscut, da? Vreau și eu să cumpăr un proc de ăsta. Nicio problemă, domne, luăm, îl punem pe cântar, care îl vrei, calculăm cât costă, atâta ești. Păi este o problemă, n-am bani la mine, dar mergem pe reciprocitate. Tu îmi dai porcul, eu te prind cu ceva să nu-ți dau amendă, înțelegi? De exemplu, buletinele. Poate buletinul, domne. Nu, buletinele porcilor, dă-le să le văd. Păi cum, domne, porcii au buletin? Păi cum, dracu, ia fii atent. Eu, ăsta și e. Păi... Are poză, a? Are adresă, deci e buletin. Scoate buletinul porci. Păi stai, domne, dar ce trebuie la porc buletin? Păi de unde știu eu că nu e porc vagabond? A? Cum să fie? Păi ăsta cum îl cheamă, de exemplu? Care? Ete pe stalactita asta, deci ăsta. Ăsta, mă, de să uită la mine, parcă m-aș uita eu la Discovery. Dar nu mă bați dacă spun. Păi de ce să te bați? Zăi, cum îl cheamă? Garcea. De ce să te bați? Păi... Mare lucru că îl cheamă Garcea. Garcea e un nume frumos. Păi da, normal. Pe porcul tău îl cheamă Garcea, da? Da. Și pe tine te cheamă Ciungu, da? Păi de la ce? E de la ăsta, firea. Stai, domnule, potolii, domnule. Păi tu pui Garcea nume de porc, mă, că-ți dau una acum de tia, mama dracu. Îți bagi joc de mine, mă? Păi dar nu-mi bat eu joc de dumneata. Ăla care ți-a pus dumneitale nume de porc. Mamă, mă duc acasă și îl spar cu bătaia pe nașul. Mamă, firea al dracu, te împușc, firea al dracu. Stai, domne, potolește-te, domne, porcii nu se împușcă. Porcii se taie. Dacă nu s-atenți când se bărbieresc. Cum adică? Păi dacă nu ești atent când te bărbierești, te tai. Toți porcii se taie când se bărbierește. Ete, ia uite, colea, așa ce crestătură am, vezi? Vezi? Domne, spune-ți, trebuie un porc sau nu-ți trebuie? Îmi trebuie, bă, dă-mi-l pe gărcică ăsta, da? Auzi, dar schimbă-i numele, că mă enervează. Păi, bine, îi schimb, îi zicem Pluto, e bine? E bine, de la desene animate, Pluto, chestiile alea. De la plutonier. Da. Frumos, de la plutonier, frumos. Da, frumos. Și pe tine nu te mai cheamă Ciungu, te cheamă Mihai. Bun, mi-am place, îmi convine, Mihai. Cine-i Mihai? Mihai Popa din San, auzi cum te cheamă, firea. Da, stai, domne, gata, potolește-te, domne, potolește-te. Mă enervezi așa. Domne, îl cumperi sau nu? Îl cumperi, băi, gata, cât faci? Păi să facem un calcul așa, vine... Stai, cu calculele, că am obiectul muncii aici. Așa. Păi... Un Pentium 3. Zi așa, domne, deci are vreo 50 de chile. 50 de chile? Ori 20 de mii kilu. Păi hotărăște-te, ori 50, ori 20 de mii. 50 de chile mulțit cu 20 de mii kilu face... Face?
face exact. Face exact cât calculatorul ăsta. Ia calculatorul și dă porcul. Du-te, domne, deci ăsta e 50.000, dar porcul meu e 1.000.000. Și ce? Du-te, bă, dreau, deci dacă e un... Dacă e 1.000.000, ce, mă? Păstrează restul și dă-l în coace. Da, domne, nu trebuie 1.000.000 și eu. Nu trebuie mie, mie-mi trebuie bani, nu calculatoare. Ce, eu sunt prost să mânc calculatoare? Da. Adică sunt eu prost să mănânc calculatoare, da? Ha? Asta vrei să spui. Nu. Că eu sunt prost să mănânc calculatoare, da? Dar n-am zis. Hei! Numai proștii mănâncă calculatoare, băi. Tu știi ce butoane amareau? Așa. Au, domne, uite cum facem. Zi. Dumneata îmi spui care porc îl vrei, eu ți-l tai și ți-l trimit acasă. Îmi dai banii când ajungi acasă. Acasă? Da. Unde? Îmi dai adresa și... Să-ți dai eu ție adresa, ne? Da, și-ți trimit eu porcul. Unde... Și unde mai locuiesc, mă, dacă ți-l dau ție? Domne, mi-o spui, mi-o reciți adresa dumitale și... Bă, porcar prost, nu ți-mi minte o adresă, de unde știi tu adresa? Uite, spune-mi, să vezi că o ți-mi minte. Da. Strada Pozei, numărul spre... Ia, trimite-o ai mai aici, așa, la foaia să recupi. Bine, domnule. Vreau viu, înțelegi? Păi de ce? Când vine cineva la mine și mai zice că sunt porc, să-i arăt care e diferența între mine și el. Auzi, și care e diferența între dumneata și un porc? De... Adică porcii poartă cravată? Nu, ziceam că așa. Dă-te, dragă. Auzi, uite cum facem, domne, dragă. Zi. Dacă îmi spui exact câte picioare are porcul meu, ți-l dau gratis. Da? Gratis îl dau. Ia, băi, îi las din spate, dați-vă, bă, că mă încurcați. 1 plus 1 ăștia care le-am numărat taiele, că mă încurcă și ăsta. Uite, domnule, uite cum facem, domnule. Eu le număr și dumneata calculez. Fii atent. Stai, să scot 5-8-6-le. Fii atent aici, zi așa. Zi. 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 egal plus 1. Egal, gata, s-a terminat picioarele? Da. Egal? Egal. Cum să nu fie egal? Dacă ar fi egal, ar mai avea porc cu picioare. Bă, lasă-mă, dracu, mă enervez, că mă și e simplu, domne, e simplu de calculat. Calculează membrele dumitale, că atât are și porcul. Da. Discutabil, să știi. Una, două, trei. Trei, nu-mi iese așa. Păi n-ai numărat mâna cu care numeri. Logic. Una, două, trei. Tot trei îmi iese. Fire al dracu de porc, spune câte picioare ai, câte amare. Spune, bă, fire al dracu. Stai, domnule, puțin, că nu pricepe porcul. Cum vrei să spună porcul? Că nu ce pot... vorbești, bă, băiat? Nu mă cunoști când intru într-o achetă, spune tot ăsta, înțelegi? Zu? Era odată un infractor dintre ăsta, n-a vrut să mărturisească că și-a violat-o pe sorul sa, pe motiv că n-avea soră, auzi? Era, păi și ce ai făcut, domnule? I-am chemat părinții. I-am pus să-i facă o soră, peste 20 de ani l-am convins să o violeze și până l-am băgat în pușcărie. Auzi, domnule, dacă vrei porc, spune-mi, trebuie, nu trebuie, dacă nu, du-te și lasă-mă, că stă lumea păi să hai cumpere. Cu mine atunci, hai unde? Cu mine. La secție, cum unde? Păi de ce? Ești arestat. Păi pe ce motiv, domne? Vrei motiv? Vrei motiv. Dar să nu vă împușcați, domnule. Vinzi porci morți la oameni. Cum să fie mort, domne, că e viu? E viu ăsta? Hai la secție, știi? Hai la secție! Hai la secție! Hai la secție! La secție!